dragii mei, este vineri, sfârșit de săptămână și astăzi o să avem o misiune extraordinară pentru că, pentru prima dată la noi în studio, o să avem un invitat special, o să vedeți imediat despre cine este vorba. Țin de mult să am acest invitat, îi mulțumesc, o să-i mulțumesc personal că a dat curs invitație și o să-l fac pe domnia sa să ne promită că va veni mai des la noi, pentru că sunt mii și mii de oameni care se uită la noi și e foarte bine să afle de la domnia sa, ce se întâmplă exact la nivelul județului. Nu vă mai ascund, este vorba de domnul Costel Avram, administratul public al județului Nedoara. Domnule Costel Avram, vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele. Și eu vă mulțumesc chiar dacă, a fost după ceva chiar dacă timp. a fost după ceva timp, chiar dacă a fost unele discuții, important este că astăzi sunt aici și iar eu sunt pregătit de emisiune dumneavoastră. Tot la fel, tocmai de asta da. e bine un, să începem. Un moldovean și un oltean uh, la Deva Nadeau. De <laughs> Da, uh, suntem români cu toții, până la urmă nu, yeah. și cei care ne privesc sunt chiar din toată lumea, pentru că asta înseamnă televiziunea online, te poți vedea din orice colț al lumii, inclusiv de la Polul Nord, dacă sunt oameni care au internet acolo, uh, și în județul doar, sunt mulți și moldoveni și olteni, suntem până la urmă cu toții aici, facem o familie de mulți ani și încercăm să știți facem care, fiecare... Știți care este asemănarea între moldovean și Coca-Cola? Care este ea? Piste tot. Și coca acolo și Moldovenii. Sunt piste tot, da. piste tot, da. Bună remarca. Și adevărat că, până la urmă, Moldovenii și mai mulți din populația țării. Știam undeva acum vreo 30 de ani că din 23 de milioane câți eram atunci, mai mult de 10 milioane erau moldoveni. Mm, și unii au ajuns și la Hunedoara. Și au ajuns și la Hunedoara acolo. Și Oltenii la fel. Da. Domnule Costel Avram, o să încep întâi cu ceva care e foarte proaspăt și care mereu în declarațiile avute de noastră și de conducerea Consiliului Județean, o să aducă, este un lucru foarte bun în Valea Jiului și aș vrea să vorbim despre drumul din Parân, care s-a finalizat ieri, vorbim de aproape 4 kg de, 4 km de drum. Vreau să ne spuneți exact dacă știți cumva valoarea investiției, cât a durat și cum ați reușit, totuși, chiar dacă a fost o perioadă de întârziere, să finalizați acest Nu, proiect. Începem cu sfârșitul. Nu a fost nicio perioadă de întârziere la contract. Ea a fost o perioadă de 30 de ani după Revoluție, în care nu s-a făcut nimic. Dar vreau să vă spun așa. În 2000 eram uh, vicepreședintele Consiliului Județean Nedoara, și împreună cu prefectul de la vremea aceea, tot din Valea Ciului, Sorin Postu am semnat proiectul de hotărâre de guvern pentru clasificarea din drum forestier în drum județean. Asta a fost prima etapă. Ca să poți investi în Consiliul Județean, trebuie să ai ceva. A urmat în 2002, în care am trecut în domeniul public al județului acest uh, drum și după aceea trebuie să ai bani ca să poți să-l faci. Din păcate, s-a încercat uh, timp de 20 de ani, dar nu s-a făcut absolut nimic. În 2017, dar vedeți să cum este vremea. În 2017, prin PND-ul la Hulit al lui Liviu Dragnea, dar care a fost extraordinar de bun pentru țara românească, am primit finanțare. Cel care a făcut lobby a fost deputatul PSD la Urențiu Nistor, pe atunci. La momentul de atunci. Ieri, la recepția finală, am fost împreună cu președintele Consiliului județean, Laurențiu Nistor. Vedeți cum este viața. Chiar dacă culegi, a trecut atâta timp. Colegi, ceea ce semeni. A semănat atunci și acum a cules. Da, eu vreau să vă spun că pe data de 3 Aveți septembrie... imagine acum și arată foarte da, bine. Eu, eu vă zic să mergeți să-l vedeți. Pe 3 septembrie 2018 s-a dat începerea lucrărilor și a costat, contractul a fost semnat pe o valoare de 17 milioane 500 de mii de lei, la care s-a adăugat lucrările care au fost neeligibile în contractul de finanțare. Ce a fost neeligibil în contractul de finanțare? Am început lucrarea și totuși facem un drum în munte. Pe drumul acesta, aici sus în parâng, sunt pârtii de schi. Erau două pârtii, una care era omologată, una care nici acum nu este omologată, dar va fi omologată. Intersectau drumul. Și atunci, cei care e, e, schiau, ce trebuia să facă? Să-și ia schiurile, să le dea jos, să trece drumul și după aia să se Și atunci am avut discuții cu proiectantul, cu constructorul, care ar fi soluția să punem, ce ar trebui să punem acolo ca să nu mai facem. Și am e, pus și atunci e, cele două tuneluri care au venit pe neeligibile, adică da, a pus Consiliul Județean bani, bani. Con... uitați, unul din ele, Consiliul Județean Hunedoara a pus banii, în jur de 3.200.000 de, lei. De, lei. de lei, și ast sau ieri am făcut recepția finală la acest tronson, care are aproximativ 3,9 km asfalt. Cine va avea grijă de el pe viitor? Va aparține de... Păi Consiliul, de Consiliul Județean este un drum județean. Ieri discutam cu oamenii din munte și mi-a plăcut când spuneau că se simte numărul crescând de turiști datorită drumului. Sunt bucuros de două ori. Unu, ca și locuitor al Văii Jiului, că a apărut această investiție în Petroșani, în Valea Jiului. Și doi, ca vicepreședinte a Consiliului Județean am pus numărul la aducerea lui ca drum județean, iar ca administrator public, fiindcă -am, eu am venit administrator public la județ în 2018. 2018, 22 august, iar de atunci m-am ocupat personal. Dacă nu eram în fiecare săptămână, cel puțin o dată la două săptămâni eram pe constructor, fiindcă am fost și unele discuții la început. Important este că el s-a finalizat conform contractului de finanțare la timp. Deci, în această iarnă, turiștii vor avea un drum. Și dumneavoastră m-ați întrebat ce vom face. Păi, A. dacă am făcut un drum. Și ce așa frumos. de la constructori? Păi aici știm problemele care sunt, se fac drumul și. Este o firmă, o o firmă scurtă... serioasă care are garanție conform contractului de execuție. Vreau să vă spun că, după cum se știe, Consiliul Județean are întreținerea tuturor drumurilor județene, iar acest drum. Pe acest drum se va circula și în, în iarna aceasta, fiindcă, până la urmă, bagi aproape 20 de milioane de lei și îl ții închis. Nu, eu cred că e normal ca drumul să fie deschis. Domnul și drumul va fi deschis. Important cred că ar fi să afle turiștii din țară, pentru că poate mulți dintre ei nu au acces la această informație. Pentru că în momentul aflării că acest drum este deja practicabil, sunt convins că mulți își vor lua schiurile și vor veni... Da, important este să se mai găsească locuri de cazare și să fie infrastructura acolo. Acolo mai se Eu ca cred că de turism, că tu? nu prea mai sunt. Chiar ieri discutam cu unii prieteni de acolo din Valea Jiului, fiindcă m-a bucurat faptul că au fost foarte mulți localnici. Localnici însemnând oameni care au cabane, care au vilă, care au hotel acolo sus în parând Și cred că ei vor fi Primii beneficiari, în sensul că, având în vedere că drumul este bun, vor putea veni turiștii cât mai. Sunt e, întreprinzători mulți. din Valea Jiului, cred Da, toți sunt. Și... Tot, în, marea majoritate sunt uh, din Valea Jiului, dar în același timp, domnule Popescu, vor veni și oameni din toată România, vor fi turiști, mai ales vara. Vara aceasta au zis Asta că a fost, a fost plin prin faptul că veneau, sau mașinile și de acolo plecau pe jos în, uh, în parân fiindcă tele, tele nu telescaunul la ora 4 se închidea și nu aveau altă cale de a coboră Acum vara, eu cred că ei stau până la 8-9 sus în munte și coboră cu mașina imediat care au de coborât. Nu aș vrea să depășim acest moment, totuși sunteți din Valea Jiului, știm bine ce se întâmplă în ultimul timp în Minerit, locul de muncă se cam pierd. Este o alternativă turismul Valea Jiului, într-adevăr, eu cred că s-au cu prea puțin este turismul o alternativă, recitivele. este o alternativă, dar asta nu înseamnă că rezolvă problemele din Valea Nu Am spus asta, dar poate... Poate, absorbi poate fi. Multe poate absorbi muncă. și dacă facem și lucruri, fiindcă noi acum, după cum ați văzut și noastră, am creat cadrul, am creat infrastructura este apă, este e, curent, am creat, e, am făcut acest drum, trebuie să găsim soluții pentru apă, că există o mare problemă, o apă, făcând paralelă cu ceea ce s-a făcut în straja, fiindcă Consiliul Județean a investit foarte mulți bani pentru straja, în straja prin apa serv, unitate în care Consiliul Județean are, este majoritar, bărut. da, acolo am făcut atât canalizarea, bani de la Consiliul Județean, e, Operatorul de apă a tras apă în uh, stațiunea straja cu bani de la Consiliul Județean, în regie proprie. Deci, una peste alta, în stațiunea straja, încet, încet se rezolvă. După cum se știe, a modificat strategia de dezvoltare a județului și am prins acea uh, parcare la baza telegondolei de la Lupeni, parcare care va avea un jur de 700 de uh, mașini. 700 locuri de parcare. Era o e mare o... problemă cu parcările într -adevăr. Era și, și este, și și este... fiindcă asta, că nu, nu, această parcare nu va rezolva problema. Avem de gând să mai facem încă o investiție sus, o parcare supraterană, dar în același timp, ca să vedeți dumneavoastră, că nu este nicio legătură, până la urmă, Am. între că unul este PSD și unul este PNL. I-am cerut și uh, primarului uh, Tiberiu Iacobriție, s-a făcut o adresă cu președintele Consiliului Județean, uh, domnul Laurențiu Nistor, și am cerut să identifice un teren, iar noi să, să facem un parteneriat și noi să facem investiția pentru, fiindcă și acolo, în uh, Parâng, trebuie o parcare. Să vedem exact. Eu cred că și el e președintele i-a cerut public primarului municipiului Petroșan să identifice terenul, iar noi, Consiliul Județean, ne obligăm să facem un parteneriat pentru a face această investiție. Domnul Avram, ați fost și director la paser cum spunea, ați fost manager, acum ați fost administrator public al județului. Știu că acum câteva luni când s-a votat bugetul, cei de la Consiliul Județean, în special conducerea, spunea că e un buget mai mic. Da, a, da. Singura șansă de dezvoltare rămân aceste fondurile europene și proiectele guvernamentale care au fost aprobate de guvern acum prin programul Angel Salini. Dacă aveți cunoștință sau dacă lucrați deja la niște proiecte majore în județul Nedoara, pentru că trebuie să fiți de acord cu mine, exact cum spuneam la începutul emisiunii, în 31 de ani de la Revoluție, încă nu s-au făcut, vorbim la nivel de țară, nu vorbim mai de județul Nedoara, atâtea lucruri câte, la câte s-au așteptat oamenii. Dar este o șansă mare acum cu aceste miliarde de euro de pe PNRR și de pe Angel Salini și m-ar interesat dacă dumneavoastră cu echipa noastră din Consiliul Județean ce proiecte majore vreți să-i în așa fel încât să schimbăm lucrurile până, până, până ajunge la proiectele majore care, de care spuneți dumneavoastră, noi încă avem proiecte pe județul Nedora. Nu este Dar proiect cu finanțare pe fond... de la bugetul... Nu, avem proiecte proiect pe fonduri europene, e vorba de culoarul Mureș, drumul de aproximativ 70 de Care e metri care... Asigurat, da? Nu, păi să a lucrările, e, contractul de finanțare semnat cu de deci banii sunt, Bun. dar bani pe fonduri europene. Drumul acesta Bun. leagă de la Ilia până la Gioagiu la Haltă, de acolo merge până la Homorod și merge prin Georgeu până sus în stațiune. Și se va scurta foarte mulți kilometri. Da, 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 în jur de 70 km. Da. Deja el este și dat. 20 de luni este termenul în care el trebuie să fie gata. Anul viitor. Culoarul Mureș, de la Ilia până la Georgiu și până în stațiunea Georgiu, drumul va fi terminat, finalizat, tot pe fonduri europene. Avem fonduri europene, două proiecte pe fonduri europene mari la Spitalul Județean de Urgență, fiindcă la Spitalul Bun, este pe tot nostru. Pe 2013 pe 2020. Da. Dar toți vorbesc, toți primarii, am văzut, urmăresc ce se va întâmpla cu pnr ul ăsta de care toți vorbesc. E o sumă uriașă, într-adevăr. Aici e mare până, bătărie. până, până la PNRR noi avem o tranziție justă, să nu uităm faptul că județul Neamț, deci, alături de celelalte cinci județe, vor beneficia de bani pe tranziție justă. Une consiliu Județean uh, coordonează activitatea de Să, nu uităm, să nu uităm de faptul că în Valea Jiului suntem acum în situația să definitivăm iti Valea Jiului. În același timp, pe zona muncilor la Puseni, și județul Neamț doar face parte alături de celelalte patru județe, Cluj, Bihor, Arad, da și alba, pe zona munților la unde aproximativ, dacă nu mă înșel, 17 comune cu Bradul din, din, sau toate comunele din zona Bradului fac parte din iit unde vor fi bani. Deci banii vor fi, important este să facem, cum spuneați dumneavoastră, proiecte pe PNRR, pe Angel Saligny. În primul rând, domnule Popescu, vrem să dezvoltăm uh, accesul către toate zonele turistice din județul Hunedoara. Am, văzut că vin, am, venit, și am venit de la, dumne, la dumneavoastră de la o discuție cu cei de la Consiliul Științific din cadrul Direcției Generale de Promovare Administrare monumente și Promovarea Turismului. După cum se știe, Consiliul Județean a preluat în domeniul public de... cele patru cetăți. da ce? Da, Iar să Său da. regia este, în, nu mai e în administrare, trebuie o portiță acolo, trebuie găsită o soluție de a modifica legea în care și să Său regia să intre în patrimoniul Consiliului Județean. Da, e o discuție veche de ani de Și zile acolo se... există excuza. discuții portate la nivelul președinților pe zona e, vest, ADR, în care sunt anumiți bani pentru dezvoltarea monumentelor istorice. Noi avem monumentele UNESCO, care au da. o prioritate. Avem drumurile de acces către Parcul Național Retezat. Este vorba de drumul care duce de la Râul de Mori, Clopotiva, până păi, sus, la baraj. Știți bine știți acolo, acolo, doar, acolo, acolo la barajul, s-a făcut acum o nouă investiție. Știm, barajul, știu, barajul, doar, barajul, nu, nu, dar nu să nu trecem. Barajul a fost făcut de Ceaușescu și a tăiat panglica rumașii lui Bun, da, Nu s-au umplut atunci, vedeți? Toate s-au umplut acum în 2021. Ce s-au umplut? Barajul cu apă. A, și de-asta s-a tăiat păi panglica. Că a la capacitate. A, am, așa, înțeles, așa. am înțeles, am înțeles. S-a făcut umplerea. Dar totuși eu vă întreb Cine a făcut lucrarea? De obicei lucrarea... A de 40 Auzi, de, de o, ani. De adevăr. obicei lucrarea, uh, cel care o face taie și panglica. <laughs> Da, Aici de a, a, -a fost de uh... Foarte mulți ani. Da, da, da. 40 de ani. Chiar. Da, da, da. Și atunci s am a am umplut cu apă și atunci trebuie <laughs> trebui să te împanicam. Uite să vorbim de o chestie foarte importantă. V-am văzut chiar zile trecute la spectaculosul meci, de ce să nu amintim că a fost ceva istoric pentru municipiul Nedoara. Și felicit uh, această echipă, acești tineri de la eu Nedoara. Eu, sincer, chiar am transmis primarului să un mesaj și am spus când am văzut culorile alb-albastre ale corvinului, că și eu sunt că cu va fi din zonă de acolo, și am spus că o să încerc să găsesc și eu, să mă interesez pentru anumit sponsori, că ar fi păcat ca să nu încercăm acum după acest, acest meci spectaculos care a creat o emulație fantastică și am văzut declarații noastre de al domnului Nistor că împreună ați reușit să finanțați cu, cu municipiul Ledoara să vină acea nocturnă, care e pentru prima oară municipiul, se întâmplă, de ce nu se încearcă un stadion nou? Și cred că poate asta trebuie făcut. Chiar la meci stăteam alături de și am vorbit înainte de meci cu Mircea rednic, o legendă a da, și, corect. de ce nu, o legendă al fotbalului românesc, și a care a spunea prezent. că... El nu a crezut niciodată, nu credea niciodată că va veni la Unedora să vadă nocturnă. Era un lucru corect și președintele imediat a accesat la, în momentul când Dan Băboțan a zis că la acest parteneriat. Vă dezamăgesc cu stadionul? cu stadionul. E 100% rezolvată problema. La Unedoara va fi o copie fidelă a stadionului de, Rui B, de Rui, Rui B. Arcul de Triunf cu aproximativ 9.000 de locuri. E bun, dar va... veste bună, dar se de unde va... știți sau cum este deja păi semnat nu. ceva? Președintele Consiliului Județean, împreună cu Dan Bobouțanu, au fost la Ministerul Dezvoltării. Deja lucrurile sunt clare. Se deschide... Sunt discuții, că... dar nu este nimic nu, concret. Nu discuții. Deja se deschide oferta pentru uh, studii de vizibilitate. Eu spun așa vorba lui Dan Boguțanu, în maxim patru ani, Hunedoara va avea unul dintre cele mai frumoase stadioane Doamne din ajut, zona noastră. Important Unedore. este pentru noi să avem și echipă pe măsura stadionului care va fi Cum la Hunedoara. Cum miercuri seara? Să știți că prezintă interes. Eu cred că este normal ca julițul Hunedoara să poată beneficia de o echipă de Liga 1. Acum cred cred că și acesta, urbinu, cred, cred, cred că anul acesta ei vor intra în Divizia B, poate își face stadion uh. un an, doi prin Divizia B, dar când va fi gata stadionul, județul Unedoara, prin Corvinul Unedoara, va avea o echipă în Prima Liga. Veți sprijini acest proiect al primarului Popoțeanu? Eu sunt dacă administrator public, dar după cum am văzut uh, declarațiile președintelui, după cum îl știu pe uh, Laurențiu Nisor, 100% va face lobby necesar la toți consilierii județeni pentru a fi parteneri cu primăria uh, și Consiliul Local Hunedoara de a sprijini uh, echipa de fotbal Corvinul Hunedoara. Ar fi extraordinar. Zic clar, că... chiar dacă se cheamă CS, uh, brandul s luat, s-au uh, purtat discuții. Numai că de la anul va fi... Exact. Dar, deci, doar va avea brandul Corvinu. Da. Știm bine că se mă apropiați de vârstă. Ce se na în meciurile din anii 80? În anii 70-80, vorbați de legenda Renic, am de Misha Klein, care numele poartă și, poartă și numele, din păcate, numai dintre noi. Vorbim de Gabor, care a luat în Australia gheata de aur pentru cel mai bun. A și am văzut emulația care s-a creat. Sunt convins că dacă stadionul avea 15.000 de locuri, cred că era totul. Și plin dacă nu era această pandemie, plin, care acum sigur că ă, stadionul era plin. Asta ne-a dat o veste bună, să sperăm că așa va fi. O să fim nevoiți să luăm câteva momente de publicitate de domnul administrator, după care vreau să revenim în partea a doua și cu niște întrebări la care vreau să ne răspunde legate ă, și de alte lucruri importante. De Vă rog, doar. Vă rog. Publicitate. Resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică alături de noi pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse. dragii mei, așa cum vorbeam în prima parte a emisiunii, astăzi avem în studio emisiunii Interes Local pe domnul administratul public al județului Hunedoara, Costel Avram. Vorbeam în prima parte despre investiții de domnului Avram, am vorbit și despre fotbal, pentru că a fost în această săptămână punctul culminant, să spunem, al, al discuțiilor între hunedoreni. Am primit vestea bună că în maxim 4-5 ani, 4 -5 ani de zile o să avem un stadion modern la Hunedoara și, de ce nu, cu investiții și cu sponsori, poate avem echipă de liga întâi atunci. Deci, încă o dată, președintele Consiliului Județean, împreună cu Dan Băbăuțanu, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru ca la Hunedoara să beneficieze de un stadion ultramodern. În patru ani, Hunedoara, sau județul Hunedoara, prin Hunedoara, va beneficia de cel mai frumos stadion pe care îl putea avea județul Neamț. Domnul Avram, vreau să vorbim, să revenim un pic la investiții, pentru că toată lumea așteaptă de la noastră să afle niște proiecte majore care, să spunem, ar schimba județul Neamț. Vorbeam de infrastructură, sunt multe drumuri județene care încă arată rău și am înțeles că există și acum proiecte care sunt în derulare, dar bănuiesc că știm că județul ne doare cele mai mulți kilometri de drum județene. Dacă 1356 de kilometri. Da, cred că cel mai mare de... număr de kilometri. Unul dintre primii trei, primele trei județe ca lungime cu drumul Bine. județene. Aveți în plan ca în acești ani de zile în care există aceste proiecte PNRR și pe Anghel de 5-6 ani să preface sau să faceți drumul acesta toate salate la standardele de anilor în care trăim. nu, trăim. Nu, vor fi atâția bani ca să rezolvăm toată problema din infrastructura a județului. Dar vrem ca unele să le luăm de la zero sau acum sunt ele să le facem și să facem o infrastructură care să ne dea și construit o garanție de cel puțin 10 ani ca oamenii să poată circula. Sunt și altele care nu vor beneficia, fiindcă avem 1360 km de drumuri, dar nu toate sunt asfaltate, mai sunt și drumuri de pământ. Mai, ca de exemplu, drumul care duce, e drum județean clasificat, drumul care duce la Bătrâna. Dar nu este asfaltat. Și, și Este mai greu. Este mai greu. Adică am face o promisiune și după aceea a devenit o minciună. Nu, în primul rând v-am spus, important pentru noi este ca drumurile care leagă centrele de comună, ca drumurile care duc la uh, obiectivele, obiectivele turistice, trebuie să facem... Gioagiu, parcă știu că spunea domnul președinte acum în vară că există și acolo un proiect pentru a reface drumul spre Gioagiu, adică nu, să reabiliteze. Nu, nu e vorba despre drumul... Gioagiu Băi vorbesc. La Gioagiu-Băi acolo drumul este reabilitat la ora când discutăm, am fost și am, dat, am semnat uh, începerea lucrărilor pe o altă investiție care leagă țara Zarandului de Georgiu. Este vorba deci, de drumul vreau. Județean, deja ai dat drum, se înțeles. lucrează, care vine de la București Bradului, uh, Curechiu și ajunge în uh, Almaș, în uh, partea cealaltă la v O 6 km, drum care se circulă, dar se circulă foarte greu. E drum forestier la momentul acesta. Nu, e drum județean, dar el nu sa, cum spuneam, că nu mai există și drumuri fără. de pământ. Da, el n -a drum județean anu, și că anul anul anu, anu, anu viitor uh, va fi gata. Iar o legătură cu țara Zalandului. Deci, vii la George ca să ajungi la Brad, vii prin Deva, vii prin... Dar nu, după aceea, de anul viitor, te poți duce direct de la George la Brad, prin București Bradului. Cum colaborați cu primăriile? Acum, de, de toate culorile, în județul Nedoala no. sunt preponderent PSD-PNL. Există deschiderea Consiliului Județean pentru toți primarii, indiferent de culoarea politică. Toți știu, toți primarii au avut în acest an, într-adevăr, problema că au primit bani puțin, dar am înțeles că așa s-a dat la județ. Au bani puțin de la județ, au primit mai mult primarii PNL de la guvern, deci să nu uităm. Adică spun că au primit puțin de la Consiliul Județean, dar nu spun că în decembrie sau la sfârșitul anului trecut au primit tot așa cum s-a dat, tot i-a Dragă de a... Noaptea ca hoții au primit sume de bani foarte mari în care au fost adresele făcute numai către primarii PNL. Și acum se, va, se vor da bani la primari, dar numai la primarii PNL. Prefectura a, a cerut uh, o adresă să le spună care sunt uh, problemele care se... Uh, pe care le au și de bani au nevoie. Dar tot primarii PNL. Eu cred că nu mai sunt în, în, în situație situația așa, eu cred că toți primarii. Una peste alta. Eu și Consiliul Județean și președintele și eu am avut o relație uh, foarte bună cu Călin Marian, cu prefectul județului, până la urmă tot trebuie să... Uh... Acum câteva zile am văzut că ceva tensiuni. Nu sunt tensiuni. Din momentul când s-a au au schimbat, de, au zis, de, de momentul când s-a schimbat că deci lucrurile s-au mai Dacă schimbat. Dar așa una așa peste normal. alta. E normal că, domnul Popescu prefectul, pus de guvern, prefectul de guvern. este pus de Partidul Politic. Correct. Ne ascundeam în fața că e funcționar public sau un alt funcționar public. Prefectul este pus și este normal cum este acum. Na, prefectul trebuie asumat de către Partidul guvern. Politic l-a pus. Cine Dacă conduce. guvernul este politic prefectul din subordinea nu no, vine. Nu, eu cred că, până la urmă, nu mă ascundeam de ochii lumii sau de ochii europeni. Nu, păi ce? Dar, că PSD-ul vine la putere, va pune un funcționar, un alt funcționar public care a fost la PNL. Sau, Hai să fim serioși. Eu zic că noastră, una, eu zic una peste alta, au, relațiile nu sunt proaste, dar pot fi și mai bune. Pe scaunul care s-a dumneavoastră au trecut parlamentari miniști, PNL, mulți PNL. Că, nu, PSD. Și PSD. Nu, cum să nu? Da. Nu, nu, nu este o trebuie nu independentă, zi. domnul Avram, v-am mai spus și urmăriți. Eu de, eu de, asta am și venit. Urmăriți să știți că uh, presa trebuie să fie transparentă și independentă. Aici să vină toate culorile, pentru că oamenii, oamenii, până la urmă, la vot, trebuie să știe în de cauză ce votează. Dar vreau să vă spun că au trecut mulți oameni și am întrebat același lucru pe toți și vă întreb și pe noi acum. De ce trebuie ca această luptă politică, care de, două, de 31 de ani, într-adevăr, continuă la infinit, și nu se gândesc o dată, indiferent de culoarea politică, acel ministru sau acel parlamentar sau acel conducător dintr-o administrație publică, să-și dea mâna cu toții, că până la urmă toți sunt aleși sau numiți pentru a lucra pentru oameni. Sunt plătiți din impozitele taxelor oamenilor. Sunt aceleași lupte. Vedem acum un război în, între prefect și președințul Zățean. Sunt alegeri la USR, sunt alegeri la PNL. Apropo, că uite vă întreb, cine dori să fie președinte? Mâine sunt alegeri la PNL de la PNL, știți că e bătălia mare între domnul președinte Orban și domnul prim-ministru Cățu. Pe cine v-ați dori? Antonescu. <laughs> nu, de cei doi, că Antonescu nu candidează. Dar bănesc cu cine credeți că va avea PSD o relație? Pentru că dacă vedem în ultimul timp această moțiune cenzură care are câteva săptămâni de când e depusă, lumea acuză că PSD a făcut blat cu uh, PNL. Sub nicio formă PSD nu a făcut blat cu PNL. PSD își vede interesul pe care îl are interesul propriu. Este normal ca PSD-ul să nu se bage în lupta pe care o are USR-ul cu PNL-ul. Ei, -au, ei -au, -au, fost prieteni, ei s-au luptă acum, ei să-și rezolve probleme. Credea USR-ul că cu mâna PSD-ului va da cu jos plenil. guvernul Câțu. Guvernul Câțu trebuie să cadă dar nu va cădea numai că vrea USR-ul. Și, și nu înseamnă că cade guvernul Câțu și după aceea vin eu, USR-ul, cu șapte miniștri în loc de șase miniștri și eu mă împac. Nu. Sunteți un politician vechi. Bun, facem și scenarii de imaginație, că e frumos ca să vedem, să găsim variante. Dacă va fi ales ori Câțu ori Orban, da? Și trebuie ca numi... cade moțiunea de cenzură, adică o depune PSD-ul, am înțeles, că o să depună Care? chiar PSD-ul. Corect. Dar președintele Iohannis vine din nou cu un liberal. Ce este, se este, pro, e, este problema președintelui Iohannis. Până la următoată, toată parlamentul trebuie, în Parlament trebuie să facă o majoritate. Dacă nu va avea majoritate, nici guvernul nu are viață lungă. Și PSD Oricum, pe Partidul Sere... Social Democrat, din datele pe care le am eu, nu va susține un guvern liberal. A susținut un guvern liberal. În momentul când era pandemia, la început, când erau probleme și cineva trebuia să conducă țara. Partidul Așa Social Democrat va susține pe oricine care va veni alături de PSD. Pentru alegeri anticipate. Și un nou guvern. Mergem la populație. Hai să vedem exact ce, ce arată toate sondajele. Și cum spuneau PNL-ul și uh, Claus Iohannis, uh, poporul vrea altci pe altcineva în momentul când PSD-ul conduce. Nu suntem tot în aceeași situație. Și-ar dori PSD-ul alegeri anticipate, da. în acest moment. Da. Dar ce face cu pandemia că suntem sufocați, valul ăsta 4? De este un moment bine arenat. Este Este un guvern care trebuie să rezolve problemele. Fiindcă, dacă mi-aduc aminte, domnule Popescu, anul trecut, în pandemie, când era mult mai rău ca acum, au fost alegeri. Alegeri da. la termen, da? Da. Cu ce ar strica dacă ar e fi alegeri la, la termen? Dar ce? Dacă poporul e suveran și dacă poporul vrea pe. PSD să vină la guvernare, nu poate, chiar nici Claus Emanin să împedice lucrul acesta. Deci nu mi-ați răspuns ci cu cine ați dori până la urmă să Cu Antonescu. La <laughs> cu asta a spus tot. Uh, Spuneți-mi atunci, există posibilitatea să facă PSD alianță cu USR? Ca să faceți o majoritate? Nu, este exclus. Partidul Social-Democrat merge uh, deci, varianta, mege, care varianta care alegeri anticipate. Și atunci vom vedea exact ce se spune se poporul. Întâmpla, dacă vor fi două numiri de prim-ministru respinse de Parlamentul României și asta Un În lucru valori. este cert că Partidul Social-Democrat nu va susține un guvern PNL. Și atunci de ce USR-ul vă acuză, prim, domnul Barna, am văzut mereu, că ați făcut blat cu PNL-ul pentru că aveți mulți primari PSD și acest program Angel Saligni de unde a plecat, toată nebunia, aduce bani primarilor PSD. Sunt două PNL. lucruri distincte. Asta program, de Bar, programul de Angel Saligni este o continuare a PNDL-ului. Da, dar au dat o denumire, vedeți că asta exact. se pierde, poate, nu știu. Sigur, există o problemă Am. aici între USR și PNL. usr nu are primari și atunci nu le convine acest program. Pro și acest program, continuarea PNDL-ului, continuarea PNDL-ului este un lucru bun. Noi trebuie să dezvoltăm țara. PNDL-1, PNDL-2 a dezvoltat România. Urmează și programul Angel Salignic, care va dezvolta România. Noi nu putem să nu fim de acord, dar asta e, e, sunt două lucruri distincte. Una este Angel Salignic că și noi ne dorim ca acest program să funcționeze, corect? Funcționeze. Și alta, din punct de vedere politic, că nu facem un guvern și nu vom susține un guvern PNL. Nu are nicio legătură una cu alta. Dar suntem de acord și este normal ca programul Angel Saligny continuarea PNL-ului, să funcționeze. Sunt mulți bani care aduce, care, vă... care aduce bunăstare și dezvoltare în România. Deci în această ecuație și PSD-ul e de acord cu acest lucru. Pe pentru eror. că până la urmă, cum spuneam la telespectatorii noștri, acești bani pentru investiții nu sunt pentru PSD, PNL sau sunt pentru România. Da, și mai ales că banii sunt bani guvernamentali. Banii ăștia pe nu îi dă banii nici noștri, pnl nici PSD-ul din da, și este vorba de un management pe care îl face un guvern care este trecător la vremelnic, că... la putere. A, a, a fost PSD-ul care a dat PNL 1, PNL 2. Este cât mai este guvernul PNL de pe Angel Saligny. Un lucru bun trebuie să mergi cu el înainte. Și eu îți spun încă o dată că PNL-ul dezvoltă România. Cum ați colaborat în perioada asta de aproape un an de guvernare PNL? Că totuși ca și administrator sau, mă rog, instituția ca și Consiliul Județean, Ați avut nevoie să mergeți la anumite ministere? S-a avut o preliște? Nu, 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 au tine. fost o preliște. Sigur că am avut o preliște la Ministerul Energiei, lăsând la o parte că a închis mintia, dar vor răspunde liberare pentru faptul acesta. Uh, am avut uh, hârtiile depuse de mult pentru preluarea activelor minei pe S-a tot discutat că Consiliul Județean vrea să facă lucrul acesta. Uh, am rămas surprins că președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, a sunat ministrul energiei pe Virgil Popescu de multe ori. Chiar odată i-a răspuns și a zis, mai Laurențiu, ce vrei să deschizi mina pe Vă dați seama, dumneavoastră, el este ministrul energiei, mina pe este închisă din 2015 și el se gândea că noi, cumpărând activele minei pe vrem să, dezvolt, să deschidem mina, sub nicio formă. Acolo sunt niște active care sunt clasificate ca și monument istoric, iar ăsta e și motivul în care este așa de ieftin. 2,4 milioane, 2 milioane, 460 de mii plus TVA, atât sunt activele. Nimeni... e sumă de mare. Da, dar nimeni nu se bagă la, aici datorită faptului că sunt momentele istorice. Tu nu poți să faci nimic. Dacă ar fi să le dărâmi, să iei numai fierul, cred că ar costa ai face peste 10-15 milioane de lei. Dar sunt momente istorice care trebuie să ai grijă de ele. Ieri am primit vestea bună că AGA de la Ministerul Energiei a fost de acord cu vânzarea. Președintele, astăzi va semna, luni cel târziu, semnează dispoziția de numire a Comisiei de Negociere, urmăm să negociem cu cei de la închidere de mine, să preluăm într-un timp cât mai scurt ce a mai rămas din fosta mină de exploatare minieră Petrila. Ca să nu omit, totuși sunt alegeri și la USR și să-l vă întreb, mai de PNL. În primul tur preliminar văd că domnul Cioloș este pe primul loc în fața lui Barna. Acolo cu cine v-ar conveni să -l? No. Așa ca om din PSD, mă refer, ca și membru PSD. USR-ul, cred că, a demonstrat prin ceea ce face, prin aleșii locali, că nu au o viziune privind dezvoltarea acestei țări. Este foarte ușor să stai numai să critici fără să faci nimic. Avem și la Consiliul Județean doi consilieri județeni, care câteodată vin chiar nepregătiți la ședințe și nu știu ce să facă, dar votează împotrivă. Indiferent ce se vrea, dezvoltarea județului, că vrei să faci bine, ei sunt împotrivă. Nu cred, nici nu ne interesează. Eu cred că prin ceea ce fac ei acum, populația își va da seama că a greșit când au votat și usr a intrat în Parlament, cât și la nivel județ a intrat în Consiliul Județean. Eu cred că ei vor merge la lada de gunoi a istoriei. Ce spuneți despre creșterea acesta de prețuri care se prefigurează că vom avea în această iarnă, în care nu sunt absolut deloc mici, am înțeles că unele, prețul la gaze va depăși 50%, și văd că se întâmplă asta la nivel european, deci nu mai în noi, în România, dar iar revin fără să iau apărea nimănui. România, din păcate, în toți acești 31 de ani, nu prea și-a păstrat rezervele și aceste companii mari de producerea a energiei, să spunem, le-am închis sau le-am vândut. Am închis, toate minele, am închis la, toate minele în Valea Jiului. la mila celor de afară și vedem ce tarife plătim. Și, și mi-aduc aminte și de ce vorbea un ultean de -a noastră care îl cheamă Liviu Dragnea, mm. care spunea că unde vom ajunge dacă vom vinde tot. se pare Apă. că vom, am ajuns exact acolo unde spunea el, unde facturile cresc este ușor tendențios spus că în toată Europa este acea problemă, atunci coordonanța ce au de pe timpul lui Dragnea, azi spaniolii o pun în practică. Și atunci, de ce la noi nu se putea, că noi suntem în România și la, în Spania se poate pune în practică? Ați văzut cu ce spuneați vreau să mai înainte despre măririle la facturi. Nu știu ce vor face oamenii la iarnă. Salariile sunt mici, totul crește. De unde vor plăti facturile? Eu nu pun problema eu. Anunț, de, bine, de, au, de bine, de, 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 la de bine, de, la de, de bine, de 15%, uh, de, bine, de rău, totuși am un uh, salariu bun. Pot, eu cu familia mea. Nu Dar ce astfel. fac ceilalți, mulți? Mulți ce amândi, fac? În 80% au venit totuși ce sub media fac? de nivelul da? de trai. Da? Este o mare problemă. Care cei de care de sunt la guvernare, guvernare trebuie să rezolve problema. Dacă, dacă tu ați vorbit de Liviu Dragnea, ați aminte, acum câteva zile, parcă declara că aș dori să-și facă un partid. Ce spuneți de ideea asta? Va putea rupe din PSD? sau care e ideea Este asta? foarte greu. Din PSD-ul tot timpul s-a rupt, dar PSD-ul a rămas adică în partid. nu vorbește până... prea frumos de PSD, am observat în acel interviu. Nu știu dacă de PSD. PSD. Poate pic, are ceva cu unii conducători. Cert este că fiecare își va urma cursul. PSD-ul își urmează cursul și după cum vedem acum, toate sondajele arată că românii vor Partidul Social-Democrat să vină la guvernare. Liviu Dragnea s-a dus alături de Cotrin Șefănescu la Partidul Alianța pentru Patrie sau ceva de genul da, acesta. Nu știu, uite, și bă. își urmează și ei cursul lor. Vom vedea ce va fi în continuare. Da, interesant. Haideți să vorbim un pic și despre proiectul cu cetățile dacice. am văzut că s-a înființat acum câteva luni, această asociație a monumentelor care își dorește și chiar eu personal o cunosc pe Radu, e un tip de inițiativă fantastică, își dorește să aducă foarte mulți turiști în Hunedoara, pentru că, așa cum spuneam, județul nostru este, cred că după Constanța, al doilea județ ca potențial turistic și ar fi păcat să nu aducem sute de mii de turiști în județul Hunedoara. de... Proiectul ăsta, adică. Și vrea mai existența. Exact mă dar nu. Fa -fa faptul că uh, Sarmi și Regea din uh, anii nu a trecut în uh, administrarea Consiliului Județean uh, a arătat o nouă schimbare. A arătat faptul că anul trecut, chiar dacă a fost pandemia, a avut venituri de aproximativ 1 400 de mii. Bilete, deci, vândute. 14 miliarde de lei vechi. 14 miliarde de lei vechi. Anul acesta deja depășim. vom depăși ceea ce a fost anul trecut. După cum se știe, celelalte patru cetăți dace au trecut în patrimoniul Consiliului Județean prin lege, dar s-au omis ca și să la Regia să treacă în patrimoniu. Ea, este numai la administrarea Consiliului Județean și am venit la dumneavoastră, înainte de a veni am fost la o ședință a Consiliului Științific a Direcției de Administrare a Patrimoniului și Promovării Turistice, în care era și directorul de la Institutul Patrimoniului cu profesorul Florea de la Cluj, oameni care e, sunt cunoscuți pentru ceea ce au făcut în eu cred că venirea cetăților în daci la Consiliul Județean va influența în bine. Noi am dat în administrare acestei direcții cele patru cetăți. Vom băga bani foarte mulți în cercetare în același timp, domnule Popescu. Da asta din, bugetul a, propriu, a, din bugetul propriu, deci din bugetul de propriu, de dar, nimic, dar, dar în același timp, dar în același timp. Sunt 20 milioane de euro la nivelul regiunii vest care vor fi împărțite în cele patru județe. Pe... Dar sunt discuții, da, sunt discuții cu purtate deja de la Nistor cu ceilalți președinți, având în vedere faptul că avem cele patru cetăți dacice, cetăți care sunt în patrimoniu UNESCO, județul Neamț va primi foarte mulți bani pentru ca să dăm circuitului turistic și celorlalte cetăți care și faptul că specialiștii de la Cluj lucrează și fac cercetări arată că județul Nedoara este unul din cele mai dorite județe, având în vedere că ai aici în județ atât Sarmicezi Regia, dar aici Ulpia Traiana, aici no, două, e, și romanii, și daci, și Dagi, Nu, nu, și eu zic de că de ce, de sunt, de ce de sunt de sub... Consiliului Județean. Da. Am uitat să vă, și am omis să vă spun că refacem tot pe banii veniți de la PND uh, Nopcea, la Nopcea, care va fi o bijuterie pentru zona țării Hațeului și încet, încetul, noi trebuie să facem și infrastructura. Am fost acum recent la cetatea de la Costești. La Costești va fi, cred că peste Sarpice de Tuza, obiective frumoase sunt acolo, dar, din păcate, există infrastructura, un drum comunal. Domnul Avran, am, cred am avut că o discuție. Promovare, ne trebuie și bani de promovare da. ca să aducem turiști Dar, în același timp, cu, da, și infrastructură, și promovare, și infrastructură. Am avut acolo un drum comunal, am avut discuții cu primarul, am preluat drumul comunal în administrarea Consiliului Județean, fiindcă. Degeaba eu fac cetate la Costești dacă nu voi face infrastructura, drumul care Correct. duce la cetate. Correct. Și uitați, acolo există primar PNL. Am discutat cu el, există înțelegere. Sigur, mai sunt unele părți ambiții prostești și orgolii a unora sau altora, dar eu zic că oricum una pe alta trebuie să trecem, fiindcă noi vom fi judecați de oameni pentru ceea ce lăsăm, în timpul cât noi am ocupat vremelnic unele funcții în administrație publică. așa cum vă spuneam eu, ar fi bine ca să uităm un pic de culorile politice în momentul când suntem într-o funcție și să facem, să Declarativ... de mâna să facem... Auziți, doamnă, Petre. Declarativ, Poi... putem spune da, am și uitat. Nu, mai există. Există acolo undeva... Bine, ne... poate asta e arta democrației. Am vrut democrație, nu? Trebuie să da, existe da, și da. divergențe de opinii, pentru că altfel am ficat pe vremea dinainte, nu? Da. Uh, ușor, ușor, timpul nostru s-a terminat, domnule. Așa ne repede. repede, pentru că am avut multe Înseamnă, subiecte. Înseamnă că trebuie să vindem mai multe ori la noi ca să recuperez. Aș vrea să, să facem o promisiune că a, trebuit, a trecut 10 luni de când am fac acest proiect cu de la TV. În noiembrie facem un an. Dar mi dori să veniți măcar o drag, la lună cu sau drag, la două. cu drag. Cred că dacă dumneavoastră mă invitați, o dată pe lună cel puțin vin și ca să arătăm uh, cetățenilor din județ și nu numai, ca vă în vedere că este o televiziune online, ce facem noi în județul Nedoara, fiindcă ne interesează să dezvoltăm județul. Ne, dezvo ne, interesează să construim în județ, nu să demolăm, ci să construim. Corect și o să încerc pe viitor, mi-a un um în minte un proiect, având și cotidianul, se răspunde doar la ziaru, o să știm cu o săptămână înainte de a fixa o emisiune, o să facem niște întrebări în ziar, ca oamenii să ne trimită, corect, de fapt, niște întrebări pentru și atunci să le discutăm, pentru că profesor. e important ca ei să afle. Acord. Vă mulțumesc, domnule. Și eu vreau domnul. să vă mulțumesc, domnul Popescu, și cred că acum, după prima emisiune, regret că nu mi-am făcut timp să vin mai repede la dumneavoastră. Niciodată nu-i prea târziu. Așa este. E, e, bine că ați venit. Cam nu m-am că... politică. Numai politică. Corect. Niciodată, să nu zici niciodată. Și că ne-ați promis niciodată. că o să veniți și pe viitor. Cu siguranță. Uh, dragi telespectatori, aceasta a de astăzi. Uh, sper că Ați aflat multe noutăți la emisariul public al județului Costel Avram. Pe viitor, exact cum v-am spus, în ediția tipărită a zilei lui și atât pe ediția de online, inclusiv a televiziune, o să punem un formular în care noastră să transmiteți întrebări invitațiilor noștri și atunci va fi interactivă această emisiune. Încă o dată, sănătate multă, domnule Avram, spor la treabă, că mi-a spus că e mult de muncă și să ne vedem cu bine la următoarea ediție. Să ne Dragii mei, prijeri noastră, vedeți că suntem în valul 4, purtați mască, încercați să vă feriți de acest virus nenorocit care ne-a dat viața peste cap la toți de peste, de peste un an și jumătate, aproape 2 ani, să sperăm că va trece cât mai repede și vom reveni la viața normală care era înainte de această pandemie. Până data viitoare, vă doresc numai bine! resursele planetei sunt limitate, reciclarea rămâne singura cale prin care le putem face inepuizabile pentru trecerea la economie circulară. Dar reciclarea eficientă este posibilă doar printr-o colectare separată, susținută și inteligentă a deșeurilor. Din grijă pentru mediu și respect pentru generațiile viitoare, implică-te alături de noi. Pentru un prezent curat și un viitor sănătos. Braicata. Din respect pentru resurse.